Bine v-am găsit, oameni buni! Începem o nouă emisiune electorală. Invitatul de astăzi este domnul Gheorghe Sucaciu, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru primăria cu Graj. Bine ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc de invitație! L-am invitat pentru că suntem în campania electorală, dar și pentru că sunt foarte multe întrebări la care domnia sa trebuie să răspundă și în calitate de actual primar, dar și în calitate de candidat pentru un viitor mandat. Aș vrea să începem, domnule primar, cu o problemă mult discutată în acest mandat. Parcă în primul mandat pe care l-ați avut n-a fost atât de mult discutată cât a fost acum. Acesta legat de managementul deșeurilor. Pentru că au fost discuții legate de saldo, de taxă, de tarif, de o grămadă. Dar managementul deșeurilor, pentru că la urma urmei Salco este o firmă care face serviciul de salubritate, colectează serviciul de salubritate. Mă rog, ce face? Serviciul de salubritate într-un oraș. Dar managementul deșeurilor în secolul 21 este cu totul altul. Da. Trebuie făcut după principii europene, după regulile europene, pentru că sunt și amenzi, sunt și o grămadă de lucruri. Spuneți-ne, cum ați gestionat dumneavoastră acest moment? Cum ați făcut acest moment? Legislația s-a schimbat după 2016. Eu când am venit, am devenit primar la primăria municipiului Făgăraș, deșeurile menajere municipale mergeau în dealul Galațului, ceea ce însemna o cheltuială foarte mică pentru societatea de salubritate. După 2016 s-au modificat toate legile. Gata de mediu a intensificat controlele, iar Ministerul ne-a obligat ca aceste deșeuri municipale să fie duse la un depozit conform, iar în județul Brașov este singurul depozit conform din Brașov. S-a mărit acea cheltuială de colectare și transport. Mai mult de atât, s-au mărit taxele pentru economia circulară, ceea ce înseamnă că acolo unde nu colectezi selectiv, într-un anumit procent, în fiecare an s-a mărit procentul, plătești mai mulți bani pentru cantitatea pe care tu o depozitezi. Cu toate măririle acestea de prețuri, cheltuiala de colectare, transport, depozitare, economie circulară, a explodat prețul per persoană fizică sau juridică în fiecare localitate din județul Brașov. Consiliul Județean era obligat ca în județul Brașov să facă acest sistem de management al deșeurilor, ceea ce însemna o infrastructură de colectare, transport, depozitare și de colectare selectivă și de transformare a acestui deșeu în energie, într-un fel sau altul, de a reintroduce în economia, în economia țării sau în economia europeană, ceea ce este denumit ca și economie circulară. Au fost bani, exercițiul financiar trecut, aproximativ 140 de milioane de euro dedicați pentru județul Brașov. La vremea respectivă, 4 județe nu aveau acest sistem implementat. Iar în momentul de față, județul Brașov este singurul județ din țară care nu are semnat contract pentru a implementa acest sistem de management. Au fost discuții, am preluat asociația de unde UAT-urile s-au strâns ca ulterior, după ce Consiliul Județean face acest sistem de management, asociația să preia activitatea delegând toate aceste servicii de colectare, de transport, de depozitare, de transformare a deșeului în energie regenerabilă. Dar Consiliul Județean n-a făcut acest lucru, iar noi am ajuns, eu fiind președintele asociației cu președintele Consiliului Județean Andrei Ambrești, am ajuns la niște discuții contradictorii vis-a-vis de faptul că el n-a vrut ca acest sistem să se implementeze. Mai mult de atât, a spus că trebuie să rămână depozitul în municipiul Brașov, ceea ce însemna o distanță foarte mare de la Făgăraș până în Brașov. I-am solicitat ca în interiorul județului, și vă spun, undeva între Dumbrăvița și Brașov, să găsească un câmp, o zonă departe de orice localitate, să realizeze infrastructura de acel centru de management al deșeurilor, unde
se ducea tot deșeul din județ, iar deșeul se transforma, iar restul ce nu se putea transforma să se ducă la un depozit conform, tot Consiliul Județean să-l realizeze pe bani europeni. Ca să înțeleg eu și cei care se uită la noi, era vorba de o stație tampon, ceva de genul acesta? Nu, acolo era centrul de management al deșeurilor. Urmă, deci, practic, în țara orașului, din tot județul. În centrul județului. În centru, nu chiar neapărat în centru, în județ, dar mai aproape puțin de Brașov, pentru că din Brașov, din municipiu, se colectează foarte mult deșeu, fiind o jumătate populație din județ și în zona metropolitană, la fel, este o populație numeroasă. Brașovul cu zona metropolitană sumează 75% ca și numărul populației din județ. În țara Făgărașului să se facă un depozit de transfer, adică toate oatelurile din țara Făgărașului să aducă deșeul și de acolo să fie transferat la acest centru, iar în zona Rupea să fie făcut alt centru de transfer și probabil în zona Zărnei și zona Planului alt centru de transfer. Ce ar fi însemnat dacă s-ar fi făcut pentru populația țării Făgărașului, ce ar fi însemnat dacă s-ar fi făcut o stație de transfer, un centru de transfer, cum să-l numim, aici, în zona Făgărașului, ar fi scăzut tariful, având în vedere că transportul era mai mic? Sigur că da, pentru că în cadrul acestui sistem nu era doar colectare și depozitare, ci venea sistemul și cu mașini performante, venea sistemul și cu o bandă de selectare, iar tot deșeul dus la depozitul conform era mult mai puțin. Mai puține bani transportul, mai puțin bani de bani pe cantitatea depozitată. Mai mică greutate. Și atunci restul deșeului, peste 50% până la 85%, îl valorificai, ceea ce însemna că în activitate intrau bani în asociație. Păi din acest deșeu se creează venituri. Și iar tariful cetățeanul era mult mai mic. Eu cred că era undeva pe la jumătate față de ce este acum. Pentru că prețul mediu în județ e undeva de 20 de lei pe persoană. Dar tariful scădea undeva la jumătate. Am avut discuțiile astea contradictorii, am plecat de la asociație, cred că m-am povestit emisiunea trecută, și atunci au început ca ei, conducătorii județului, să facă cumva rău țării Făgărașului, răzbunându-se într-un fel sau altul pe primarul Făgărașului. Au încercat să facă acest... sau au propus, că ei au venit să propună zone unde ei să facă acest centru de transfer. Undeva în zona, pe lângă șoseaua care duce la Urez, de la Făgăraș la Urez, le-am propus... Pe teritoriul Făgărașului. Făgărașului, în Albeclanului. Eu vă spun ce au solicitat de la primăria Făgăraș. Pe urmă, eu le-am spus că ar fi un loc ideal pe platforma fostului combinat chimic, fiind o platformă de peste 450 de hectare, acolo s-ar fi pretat acest centru de transfer. Au încercat să ducă acest centru de transfer discutând cu primarul Becleanului undeva la Calbor. Am mers și am susținut la o dezbatere publică că nu este oportun să fie dus acest centru de transfer la Calbor, pentru că toate mașinile tuturor OAT-urilor de pe sub munte o să treacă prin Făgăraș, o să treacă prin Gala și trebuie să meargă către Calbor. Mi-a solicitat atunci primarul de la Becrean să merg să-l ajut să susțin acest fapt că nu este oportun ca acest centru să fie acolo. Iar ulterior am auzit că a discutat cu primarul din Părău, Tudorică, fiind vicepreședinte la vremea respectivă al Consiliului Județean, a discutat cu primarul din Părău că acest centru să fie dus în comuna Părău, undeva, am înțeles, aproape de Veneția de Jos. Dar mai există și o hotărâre de Consiliu din partea Consiliului Local al Comunei Părău, că acceptă lucrul acesta. Așa este. Eu le-am explicat, nu m-a invitat primarul să le spun că eu le-am solicitat și le-am pus la dispoziție pe platforma fostului combinat chimic
suprafață ca ei să poată implementa acel proiect, au găsit tot felul de motive, că este contaminat, nu este oportun, dar ne-am spus că o societate comercială deja a construit acolo o fabricuță lângă zona respectivă unde le-am propus eu și locuitorii din comuna Părău, în momentul de față, sunt revoltați, s-au ales cu o locație unde Consiliul Județean vrea să facă acest centru. Eu îi spun locuitorilor din comuna Părău că primarul localităților, actualul primar, a discutat cu Tudorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean și cu Adrian Veștea, ulterior el intrând și în partidul PNL, ca acolo să fie făcut acest centru de transfer. Nu este oportun și din prisma faptului că Părăul este undeva în marginea țării Făgărașului, iar de la Ucea și toate satele de suminte și Făgăraș trebuie să te duci până la Părău, ca ulterior să iei să te întorci la Brașov. Dar poate nu a fost în ideea ca să nu se mai facă două centre de colectare, unul în Făgăraș și unul în zona Rupea, să-ți facă doar unul la oarecum jumătatea distanță? Dar nu este eficient și proiectanții n-au propus așa, ci au propus în fiecare, în patru sau cinci zone din județ, ca aceste centre de transfer să fie făcute cât mai aproape de unitățile administrative, ulterior, când transferi deșeul, transferi mult mai puțin. Acolo faci tot ceea ce trebuie pentru deșeu și când transferi transferi mai puțin, ceea ce înseamnă cheltuială mai mică. Așa, nu mai e nevoie, îl duci direct până la dincolo de Podla sau în zona aia, la ce să te mai duci până în Părău, când mai ai câțiva kilometri până la centru mare. O stație în această de transfer nu ar însemna o groapă de gunoi adusă în Făgăraș pe platforma chimică? Stația de transfer, dacă este operată așa cum trebuie, ea poate funcționa în condiții relativ bune. E normal că duci deșeul acolo, e normal că acolo va fi o cantitate mare de deșeu, dar pe platforma, fosta platformă a combinatului chimic, exista posibilitatea. Platforma fostului combinat chimic este cât municipiul Făgăraș, ca intravenul Făgărașului, ca suprafață. Acolo nu deranja nici cetățenii din Făgăraș. Aveam ca și trasee foarte bune pentru satele de pe Sumunte, și Victoria, și Ucea, și toate oateurile puteau transporta până la combinat, iar acolo era o locație extraordinar de bună. Trebuie să fim conștienți... Oarecum cunosc platforma foarte bine. Trebuie să fim conștienți că undeva trebuie să se facă. Și atunci am găsit zona cea mai puțin deranjantă pentru locuitori. Da, platforma chimică de la Făgăraș are și oarecum infrastructură, pentru că sunt multe suprafețe betonate acolo care ar putea sau... Eu știu și acum sunt dezafectate și ar putea fi acolo, cred, nu știu, bănuiesc și eu. Este doar pe proiectul european se poate face o infrastructură bună, trebuie să fie locația bună cu tot ce înseamnă drum căi de acces. Am înțeles. Bun. Am discutat despre managementul deșeurilor, cred că a fost suficient de lămuritor vis-a-vis de faptul că ar fi fost bine dacă s-ar făcut așa. Vă întreb, de ce nu s-a făcut dacă e așa de simplu? Pentru că președintele Consiliului Județean n-a avut în programul lui și în viziunea lui acest aspect de management al deșeurilor. El s-a axat doar pe aeroport și, repet, e foarte bine că s-a făcut aeroportul, dar un conducător trebuie să se orienteze către toate activitățile pe care le are unitatea administrativă respectivă. Consiliul Județean ca unitatea administrativă are mobilitatea, mediul, turismul, adică are câteva, sunt și sănătatea, câteva activități pe care trebuie să le gestioneze. N-a rezolvat decât o mică parte din mobilitate, dar nu neapărat în județul Brașov, ci mobilitatea de transport în țară, cu acest aeroport. În rest, mobilitatea în județ este praf, pentru că transportatorii nu vin, operatorii nu vin pe drumurile județene. Sunt câteva drumuri abilitate, în rest, drumurile sunt praf,
Uitați-vă doar drumul de la Recea, Avă Graș, cum arată. În sănătate, la fel, o mică parte a rezolvat, iar spitalele, restul spitalelor sunt într-o situație jalnică. Vis-a-vis de tot ce înseamnă turism, nu, Consiliul Județean nu are un concept unitar pentru a promova tot ceea ce înseamnă și ce oportunități are județul Brașov în turism, făcând un concept unitar să atragă turiștii în județul Brașov, iar restul lucrurilor nu le-am luat în seamă. Efectiv, nu s-a preocupat. Ceea ce pe mine mă determină să spun că este un manager slab și un administrator slab al județului. Ați amintit de mobilitate. Nu pot să nu vă întreb cum e cu mobilitatea în Făgăraș. Pentru că aveți cele trei proiecte, da, proiectele de mobilitate, care au făcut, au schimbat categoric fața orașului. Nu trebuie să fim ipocriți acum și să spunem că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Categoric s-a întâmplat. Dar lucrările în sine sunt foarte contestate. Nu de toată lumea, de anumite persoane. Persoane vocale pe Facebook. Dar trebuie să lămurim și acest lucru. Da. Mobilitatea, noi avem un plan de mobilitate în municipiul Făgăraș. Prin acest plan de mobilitate am depus trei cereri de finanțare. Finanțare prin ADR, finanțare europeană, dar pe lângă acest plan de mobilitate și pe lângă această finanțare europeană, noi mai avem și alte proiecte care ajută mobilitatea din Făgăraș. De exemplu, ocolitarea municipiului Făgăraș se execută tot pe un plan de mobilitate, adică să scoatem traficul greu din oraș, ca ulterior cetățenii și turiștii să aibă o mobilitate mult mai fluentă și bună în Făgăraș. Noi am depus aceste cereri de finanțare, am semnat contractele, am realizat proiectele după documentațiile tehnice premergătoare, am terminat licitațiile, am desemnat constructorii și anul trecut am început executarea proiectelor. Bineînțeles că și dumneavoastră când vă construiți o casă, constructorii, la un moment dat, mai greșesc. Nu există casă să fie făcută perfect de la început până la sfârșit. Pe parcursul lucrării se mai fac erori, greșeli și se fac reparațiile necesare în timpul lucrării. De acord. Diferența aici. De acord. Diferența aici. Vreau să da? Tot o idee dumneavoastră. De acord că dacă se construiește o casă, constructorul nu mai face greșeli. Dar eu, ca proprietar, stau lângă el și impun să repare greșeala. Așa facem și noi. Lucrul ăsta facem și noi. Știți care este diferența aici? Când repari casa, modernizezi casa, te muți. E, în oraș nu poți muta oamenii. Și atunci lucrările se fac. Practic îi crezi front de lucru. Îi crezi front de lucru. Nu puteam închide toată zona centrală ca firma de construcții să lucreze fără niciun fel de problemă, să nu mai treacă pietonul, să nu mai treacă mașina, să nu mai vină mașina de salubritate, să nu mai vină tirul, să mai vin să nu-l deranjeze. Că dacă atunci, de exemplu, dau un exemplu, când așează bordura, dar nu poate pune în final. Sunt echipă de muncitori care face șanță, echipă de muncitori care pune mortar, echipă de muncitori. Vine o mașină efectiv și o mișcă. Și lucrurile astea, unii cetățeni, să le spunem cetățeni, dar ei sunt competitori politici, vin, filmează acel lucru și pun pe rețeaua de socializare. Noi avem. Adică vreau să spuneți că nu sunt lucrurile nu chiar atât de grave. Așa că au venit oameni, au venit în control de la ADR, au venit oameni din alte orașe și au spus așa. Lucrările sunt de o calitate mult mai bună față de alte proiecte din țară. Aveți constructori buni, aveți un supervizor bun și vă spun cum funcționăm noi. Pentru fiecare proiect avem echipă de management. Echipă de management constituită din tot ce înseamnă proiecte, juridic, economic și din un personal tehnic care se ocupă de acel proiect. Avem la fiecare proiect supervizor cu un diriginte, doi sau trei diriginte de șantier pe fiecare specialitate. În timpul execuției, toți acești oameni
verifică lucrările. Îi spune verbal constructorului, pe teren, constructorul vedea seama că are diferite echipe. Am avut la un moment dat în Făgăraș în jur de 300-400 de muncitori pe proiectul ăsta de mobilitate. Și constructorul are de 2-3 ingineri. Noi le transmitem inginerilor că nu poți să te duci să-i spui muncitorului, știi că trebuie să faci asta sau trebuie să faci altfel. E angajatul firmei, tu discuți cu șeful firmei. Li se transmite verbal, prima dată, dacă se remediază, e foarte bine în timpul execuției, dacă nu, încep să discuțiile, în fiecare săptămână noi avem discuții cu fiecare constructor. În sala de ședințe cu toată echipa și se discută toate problemele din săptămâna anterioară. Și cu proiectantul, cu dirigintele, cu toată lumea. Și le spunem toate problemele care au apărut. Dacă ei nu le remediază, noi le facem adresă. Le facem adresă scrisă din partea beneficiarului, semnată de diriginte și de personalul tehnic. Dacă nu le remediază în timp, nu le semnăm până, noi le facem adrese până vin cu situația de lucruri. Nu le semnăm situația de lucruri, le dăm înapoi până le remediază. Și așa... Pentru ei înseamnă întârziere, înseamnă întârziere, plătiți, înseamnă bani pierduți. Noi, și atunci noi să le facă trebuie să lucrăm legal. Nu putem să le ducem eu ca primar sau un personal de ei. Nu te poți duce la muncitor să le spui, pune așa ca așa spun eu. Efectiv, noi avem un contract, îl urmărim, iar din punct de vedere tehnic, proiectantul dirige și dirigintele de șantier vine, pentru că noi plătim pe ei, avem contract pe ei, ei vin și lămuresc toate situațiile. Că altfel, dacă noi am avea cadrul legal, să ne ducem noi, să le spunem, scoate asta, fă asta, pune așa, pune cum spun eu, că poate în teren se întâmplă anumite situații, deranjează un cetățean. Până nu vine dirigintele și cu proiectantul să dea dispoziție, să modifice cum era proiectul, constructorul nu poate face nici nu ar fi normal. Și atunci, s-ar crea haos, oricine s-ar putea duce la muncitor să-i spună să facă într-un anumit. Și atunci ceilalți vin și efectiv doar plândesc micile greșeli, nu așteaptă ca lucrarea să fie finalizată, ca ulterior să poată evalua acea lucrare. La fel am avut și când am lucrat pe celelalte programe, de am realizat cele 33 de stări. Am avut o grămadă de competitori politici care au făcut lucrurile acestea. Unii oameni au crezut pe pagina de socializare, s-au mai dus în teren și au văzut că lucrurile, unele lucruri stau așa, dar nu și-au dat seama cum e finalizat șantierul. Și ulterior, acum, vedeți, sunt toate cartierele peste tot unde s-a lucrat, de exemplu, pe strada Gării. Toți ne criticau că de ce săpăm atât de adânc, de ce facem cu bala stabilizat, de ce. E, acum este bine. De ce ne-am înlocuit căminele alea vechi care erau cu cărămide? Pentru că nu le puteam înlocui, aveau o adâncime foarte mare, ele făceau parte din rețeaua de canalizare, ci pur și simplu ne-am lucrat la infrastructura drumului și suprastructură. Dar sunt lucruri pe care unii factori politici le agită. Aceste sunt convins, adică nu doar eu, ci toți cei care îi privesc, știu că e de fapt o luptă politică și nimic altceva, dar noi încercăm să discutăm acum constructiv. Da. Lucrurile sunt clare. Ați făcut acest proiect de mobilitate pe proiecte europene. Da? Fonduri europene, da. Fonduri europene, proiecte europene pe fonduri europene. Pe cereri de rambursare. Au fost cereri de prefinanțare, cereri de plată, cereri de rambursare, multe modalități. Principal, cereri de rambursare. Discut de cereri de rambursare ca să vedeți unde vreau să ajung. Din câte știu eu, o cerere de rambursare este rambursată, este plătită, să zic așa, după ce se face un control din partea finanțatorului. Verificare, da. Se face o verificare foarte clară. Ați avut în toată această perioadă de fonduri europene vreo cerere de rambursare neplătită, ca să fiu mai... Și am avut 10 de cereri de rambursare. De ce? Dacă aceste cereri de rambursare nu se plătesc sau, mă rog, sunt probleme legate de plată în momentul în care lucrările sunt neconforme.
De asta vreau să fim foarte clari. Ați avut vreodată în toată perioada asta? Nu am avut. La cereri de rambursare se pot da corecții din anumite motive. Dar noi toate cererile de rambursare pe care le-am făcut, au fost plătite. Și ne avem control de la ADR din două luni de zile. În ritmul lucrării. Da. Bun. Ieșim un pic din oraș, dar tot pe teritoriul UAT-ului, Ocolitoare. Cineva îmi spunea ieri că lucrările la Ocolitoare merg foarte încet. A fost acolo? Nu, înseamnă și nici eu n-am fost, ca să confirm, dar am transmis întrebarea mai departe, acum da, eu să-mi răspund dacă. Înseamnă că n-a fost acolo, ci pur și simplu a spus-o doar să fie spusă. Lucrările Ocolitoare merg foarte bine. Cele mai, să zic așa, ample lucrări care necesită timp au fost făcute. Vorbim de ziduri de sprijin, de poduri, cele două poduri mari, ele au fost făcute. În momentul de față se lucrează la infrastructură și vorbim aici de infrastructura care se realizează, au fost mutate conducte de gaz, conducte de apă și canalizare. Infrastructura care este pregătită în momentul de față pentru a veni suprastructura acelor strade asfalt. Dacă lucrează în ritmul ăsta și lucrează într-un ritm bun, până la sfârșitul anului Ocolitoarea va fi finalizată. Trebuie să avem în vedere faptul că la această investiție se lucrează foarte mult cu utilaje. Nu ai cum să vezi oameni, să faci un zid de sprijin 100 de oameni cu lopata ca să facă un zid de sprijin, ci pur și simplu sunt acum tehnologii de decofrare cu mașini de beton, turnare și imediat lucrurile se realizează. Nu mai e nevoie de 50 de oameni cu lopata, de 100 de oameni cu alte, nu mai e nevoie de manoperă manuală, ci peste 90% este manoperă mecanică, cu bascule, cu utilaje mari, cu excavatoare. Adică pe teren sunt suficiente utilaje pentru a putea finaliza Ocolitoarea până la sfârșitul anului. Probabil asfaltare, vom vedea mai mulți oameni, pentru că acolo sunt acei oameni care vin și fac acea muncă manuală. În rest, ce să faci? Să dai cu termacopul pe Ocolitoare? N-ai cum, se lucrează cu tirașe mari. Bun, mă duc în partea aceea. Nu dau seama că acea persoană nu știe despre ce este vorba. Da, nici eu nu insist pentru că nu am fost să văd și am luat doar informația doar ca un zvon și nu ca o certitudine pentru că n-am fost să văd. De-aia am vrut să-mi confirmați. O să fie o problemă, o să vadă că o să fie o problemă când o să iasă cu sensul legislatorii un DN1. Și atunci o să spună că nu se lucrează cum trebuie. Da. Trec în partea cealaltă orașului, la Parcul Regina Maria. Iarăși, Parcul Regina Maria este un subiect foarte mediatizat. Ba că nu sunt aleile cum trebuie făcute, ba că acolo e terminată lucrarea sau nu. Despre ce este? În niciun caz. Chiar de anul trecut am mers cu constructorul în teren, cu dirigintele de șantier. I-am explicat și eu, și am spus, merg și eu să-ți explic verbal că lucrarea pe care voi o faceți, era în execuție, nu este în regulă. Și i-am explicat vis-a-vis de alei, de tot ceea ce înseamnă acolo ca și lucrări. Ori mi-a solicitat în scris ca lucrările să nu mai fie continuate așa și le-am dat bornare de unde și până unde trebuie să refacă. Bineînțeles, nu. Constructorul a încercat și el tot felul de tertipuri ca să acopere toate cele nereguli. A venit Leana și în primăvară a reluat discuția. A venit tot așa cu situații de lucrări cu și și-a dat seama acum că nu are ce face, trebuie să le facă lucrările. S-au apucat să le facă lucrările. Deci și e recepționată lucrarea? Nu e recepționată deloc. Nu e nicio lucrare recepționată. Deci până nu se finalizează lucrările așa cum le spune dirigintele de șantier, proiectantul și personalul tehnic din primărie, nu se recepționează nicio lucrare. Și vă mai dau un exemplu.
Fântâna Arteziană de la Casa de Cultură a câștigat o firmă din Cluj. Am avut discuții cu ei vis-a-vis de cum ar trebui să facă lucrarea conform proiectului. Pe parcursul lucrării, ei au făcut tot ce înseamnă lucrări subterane, cu pompe, cu rețele de apă, cu tot ce a trebuit. Dar partea de suprafață a avut câteva defecte. Nici în momentul de față nu ne-a recepționat lucrarea, până ei nu remediază și acea fântână să funcționeze așa cum le-am prezentat-o în proiect, cum le-am dat proiectul. Deci noi nu recepționăm nicio lucrare, pentru că atunci când recepționăm lucrarea, mai e o perioadă de garanție unde poți să le soliciți să remedieze. Dar noi avem o procedură unde noi recepționăm o lucrare când ea este așa cum spune în proiect și ulterior când apar defecte sau anumite stricăciuni, perioada de garanție să le facă. Nu recepționăm până nu a adus lucrarea așa cum e în proiect. Și nu recepționăm nicio lucrare. Bun, e regulă. Noi putem, adică am dat drumul la fântână ca în perioada asta să vedem cum funcționează pompele, toate instalațiile subterane. Reprezintă acele mici defecțiuni de care spuneți dumneavoastră, reprezintă vreun pericol pentru populație? Nu reprezintă niciun pericol. Adică sunt niște chestii de plăci, de... Nu e o problemă, dar trebuie să fie așa cum în ce numai. Dacă nu e reprezentat, atunci copiii s-au bucurat. Țin minte, am văzut... Doar și poate... Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. În emisiunea viitoare o să discutăm, vă spun de acum, și să fie atenți și cei care ne urmăresc. O să discutăm despre transformarea municipiului Făgăraș în acel oraș elvețian. Asta mi-am dorit, asta este viziunea mea din 2016. Unii cetățeni au luat în derâdere acest lucru, dar să știți că am avut experiența asta la Drăguș, când le explicam în 2008 cetățenilor că ar trebui să facem din Drăguș un sat turistic, unde locuitorii din Drăguș să mai aibă venit și din turism, nu neapărat doar din agricultură sau zootehnie. Le-am explicat cum va veni rețeaua de canalizare, cum își vor face pensiuni și tot ceea ce înseamnă ca și concept economic. Nu m-au crezut, chiar fiind foarte tânăr atunci, au spus că am visuri și că lucrurile nu se vor întâmpla așa. Iar după o perioadă, după aproape la finalizarea al doilea mandat, și-au dat seama că, da, într-adevăr, așa este și dacă urmărești o strategie, îți faci o strategie, ai o viziune, lucrurile se pot întâmpla. La fel și în 2016 am venit cu o strategie. Dacă vă uitați pe strategie din 2016, pe proiectele pe care le-am propus pe pilonii respectivi, veți vedea că ei sunt bifați în proporție de 99%. Iar în următoarea perioadă îmi propun ca Făgărașul să treacă la următorul nivel și o să vă explic emisiunea viitoare. Discutăm în emisiunea viitoare. Și ca final, dacă îmi dați voie, eu aș vrea să le transmit cetățenilor să vizualizeze listele pe care le propune fiecare partid cu candidat de primar și candidați de consilieri locali, să analizeze toate listele pe care le pun partidele la dispoziție și atunci vor vota în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă îndemn și eu în data de 9 iunie. Mergeți la vot, pentru că ceea ce veți vota în data de 9 iunie înseamnă cum veți trăi timp de 4 ani cel puțin. Ne vedem la emisiunea viitoare.